Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! De câteva săptămâni încoace ne frământă două întrebări. Prima întrebare, dacă România are autorizație de funcționare. A doua, dacă România a devenit un stat eșuat. La aceste două întrebări încercăm astăzi să răspundem împreună cu invitatul meu, prin videocall, invitat, care de-a lungul timpului a avut ocazia de a vedea România din interior, dintr-o funcție foarte importantă a statului și o vede acum și din exterior pentru că este un foarte fin analist politic și economic. Îl salutăm pe fostul președinte al ANAF, fost europarlamentar, domnul Sebastian Bodu. Sebastian, te salut, mă bucur să te revăd și bine ai venit la Constanța, cel puțin prin videocall. Mă bucur și eu de revedere. Prima întrebare, înainte de a intra în subiect care, sau subiecte care sunt arzătoare, ce mai faci? Păi ce să fac? De vreo două luni m-am întors în profesia mea de avocat, profesor universitar. Bine, asta cu catedra n-am întrerupt-o niciodată. La carieră politică am mai avut o participare de 3 ani jumate în guvern, care s-a terminat acum două luni. Dar știi cum e în politică, azi ești, mâine nu ești, trebuie să totdeauna să fii pregătit să te duci înapoi în treaba ta și mai important este bine să ai ce să faci atunci când pleci din politică, da? De să nu fii dependent de politică, pentru că politica este o slujbă care, pe care azi poți să o ai, mâine poți să o nu ai, sau cum spunea cineva, nu mai știu așa, e un scaun cu 3 picioare. Din păcate, cei care intră în politică intră tocmai pentru că n-au ce să facă în viața de zi cu zi și atunci când ies din politică, din păcate, trebuie cumva să rămână agățați de ceva politic pentru că iarăși nu știu să facă mai nimic în viața cea de zi cu zi. Și vedem acest lucru, din păcate, în evenimentele care s-au petrecut cel puțin în ultimele 2 luni de zile, că dacă stăm să le luăm pe toate, n-avem timp să vorbim probabil o săptămână. Aș dori să încep discuția cu azilele Groazei. Ne-au înfiorat imaginile de acolo. Un domn pe nume Godei a fost reținut, arestat preventiv, dar ieri sau alaltă ieri, din câte am înțeles, a fost eliberat și plasat în arest la domiciliu. Din exterior, sunt convins că ai urmărit fenomenul, cum l-am urmărit și eu, l-am urmărit cu noi cu toții. Crezi că s-a îmbunătățit ceva pe fond și de acum încolo putem vorbi de un tratament adecvat care este administrat bătrânilor care au nevoie de un astfel de ajutor? Sau a fost totul un foc de paie, a fost un foc de artificii care a avut și o țintă politică pe Gabriela Firea până la urmă? În primul rând, este cred o problemă de legislație. Faptul că legislația permite astfel de abuzuri e o problemă. Așadar, primul lucru care trebuie ajustat este cadrul normativ. Deci niște specialiști să se uite, să vadă, să se inspire din alte legislații, deci din state străine, să vadă cum ar putea fi modificată legislația astfel încât astfel de monstruozități să nu se mai întâmple. Pentru că degeaba l-am arestat pe Godei ăsta și am văzut că apar altele la fel, câtă vreme însuși sistemul este defect. Adică de ce permite statul ca niște privați să se ocupe de aceste azile fără să aibă un sistem corect, pertinent, funcțional de verificare. Da, înțeleg că statul nu poate să le facă pe toate și că poate să delege această sarcină unui particular, dar e o problemă cu sistemul de verificare. Adică dacă instituțiile statului sunt gripate și ele nu sunt în stare din motive politice, să spunem, sau, mă rog, alte motive decât legale să funcționeze, atunci haideți să facem cumva să funcționeze. Deci există o responsabilitate, în primul rând, administrativă acestor persoane și apoi o responsabilitate penală și altele. Dar, în primul rând, trebuie ca cineva să-i verifice astfel că nu se mai întâmplă. Că noi n-am făcut nimic. Ok, l-am arestat pe ăsta și m-am văzut acum vreo săptămână că ieri au găsit
ceva de genul acesta. Deci ce facem? Cum facem să oprim astfel de lucruri? Eu cred că nici Da. măcar aceasta nu este problema, pentru că cine să verifice, cred că există. Cum se face verificarea este important. Nu, Dacă de știu că pildă. există cine să verifice. Există, normal, AJOF, cum le spune, agențiile Da, mă rog. județene de. Ai Dar exact, problema este GPX-urile. că ele nu și-au făcut treaba pentru că am văzut în ce relații de prietenie Exact. protejate politic era acest godei. Și atunci cum să facem să existe un double check, să existe un dublu control, astfel încât dacă nu merge o roată să meargă cealaltă. Asta spun eu. Și instituțiile astea trebuie să mai controleze unele pe celelalte. Eu cred că e câte un godei în fiecare județ până la urmă. Probabil câtă vreme, cum spuneam, câtă vreme cadrul normativ permite pentru că ai o relație la o agenție de asta și nu vine nimeni să te verifice, permite, pentru că statul plătește per capita, deci pentru fiecare persoană întreținută, statul plătește o sumă fixă. Foarte multe dintre aceste persoane sunt uitate de lume, adică nu se mai interesează nimeni Da. de ei, nici rude, nici nimeni, și le lasă acolo să moară, efectiv. Și atunci e normal că ăștia știu, da? Că nu sunt verificați și aparținătorii nu se interesează, și atunci e normal că își bagi joc de ei, reducându-le cele necesare traiului la minima subsistență sau poate chiar mai rău. Însă, ce fel de om să fii? Pe de o parte, să-l uiți pe cel pe care E, l-ai internat, și pe de altă asta e parte, natura umană, da? Deci să-l omori lent Uneori acolo. devine o canalie, este tentat să devină o canalie când e vorba de bani. Deci asta nu s-a inventat în România și nu s-a inventat acum. E din totdeauna. Important e cum facem ca aceste lucruri să nu se repete, îmbunătățind cadrul normativ. Deci n-ai ajunge că i-am dat pe aia afară de la nu știu ce agenție, sau pe ministrul muncii, sau pe ministrul familiei. Dar n-ai ajunge. Trebuie ca aceste lucruri să fie mult mai bine verificate, astfel încât să nu mai apară. Dacă noi nu facem asta, nu facem nimica. Absolut nimic. Crezi că acest prim scandal al verii, că în principiu cam așa a fost, Da. în contextul în care, cum spuneam mai devreme și mi-ai dat cumva dreptate, e câte un godei în fiecare județ. Crezi că a Da. apărut în acest moment pentru a se întâmpla ceva în interiorul PSD? Căci probabil dacă stai să te uiți prin țară vei mai găsi astfel de situații. Însă numai asta E a fost. posibil, e posibil să fi fost jucat politic, pentru că informațiile despre acest azil la groaze au apărut în februarie. Exact, Dar exact. cineva a orchestrat-o foarte bine politic acum și cu efect maxim, ceea ce, repet, faptul că cineva a tras beneficii politice nu e ceva neobișnuit și poate nici reprobabil, că așa e în politică. Adică în momentul în care ai scheleți în dulap, am spus chiar între ghilimele, că așa se zice în limbaj popular, așa? Da. Când ai așa ceva în dulap, trebuie să te aștepți că oricând poate să bubuie. Însă, cine crezi tu că a fost principalul beneficiar din punct de vedere politic? Este Marcel Ciolacu sau e altcineva? Nu știu acum care sunt relațiile dintre Marcel Ciolacu și Gabriela Firea mai mult decât ce s-a spus în presă. Cu siguranță, sau poate că a fost altceva, nu știu ce să zic. Uneori se mai detonează bombe anticipat ca să nu detoneze în campanie. Nu știu, nu-mi dau seama dacă a fost ceva împotriva ministrului familiei sau a fost un damage control pentru PSD ca să nu bubuie mai aproape de campanie, să nu mai aibă timp să acopere daunele de imagine. Oricum PSD-ul a suferit o daună de imagine, nu știu cât, dar a suferit pentru că este a lovit exact în electoratul lor. Adică pe lângă efectele produse asupra Gabrielei Firea personal, care sunt incontestabile și nu știu dacă își va mai reveni vreodată politic, sunt efecte și ale PSD-ului. Probabil că dacă într-adevăr a fost o acțiune a PSD împotriva Gabrielei Firea, PSD și-a propus să o facă acum cât mai e ceva până la alegeri, unul la mână, și doi la mână să încerce să aplaneze sau să minimizeze sau să reducă efectele
prejudiciabile asupra partidului. Ați văzut. De fapt, cam asta se vede în toată strategia lui Marcel Ciolacu. Imagine. Este PR-ul partidului, este cel care stinge focurile în partid, pe care tot partidul le aprinde. Acum, părerea mea că nu e suficient ca Ciolacu să alerge de la o celulă de criză, la mai, la spital, la bazilele groaze, la așa, pentru că problemele astea câtă vreme sunt sistemice și mai mult, nu se așa cum ai spus și tu, a fost primul eveniment care a început seria evenimentelor nefericite, tragediilor în țara asta, vedem că toate sunt legate de PSD. Na, zilele da. Groazei PSD, ăsta care a accidentul omorât despre care vom vorbi din 2 mai. Adolescenții, iarăși cu relații politice prin poliția controlată de PSD. Acum această explozie la Crevedia, fiul unui primar PSD. Deci nu știu cum se face că întotdeauna aceste tragedii sunt într-un fel sau altul legate de PSD. Eu nu știu cât damage control poate să facă Marcel Ciolacu doar alergând, cum spuneam, de la o celulă de criză la alta, câtă vreme în partid se produc astfel de lucruri. Adică dacă chiar vrea să arate că este cel care rezolvă și nu doar cel care vorbește, deși mandat a declarat invers, și am încurcat cuvintele, ar trebui să înceapă curățenia cu PSD-ul și apoi cu instituțiile publice. Adică, domne, ia dă afară tu primarii care au fost vinovați. Nu prostii de asta că s-a autosuspendat primarul din Caracal. Nu. Dă-i afară. Fă ședință de birou politic și dă-i afară. Da? Pentru că este o decizie politică. Da? Se contestă în instanță dacă tu ai argumente politice să-i dai afară. Dar nu e ca la funcționari publici că trebuie să ai nu știu ce să fi încălcat, nu știu ce lege. Nu, domnule, este un prejudiciu pentru partid, drept urmare, îi dăm afară. Eu n-am văzut așa ceva până acum. Domnule, dă-i afară. Rest, dacă nu faci asta, nu te cred că tu vrei să fii altfel. Nu, ești la fel, doar că ești mai atent cu imagine, atâta tot. Da, dar dacă dai afară, să spunem, primarii sub umbrela cărora s-au întâmplat astfel de tragedii, automat pierzi voturi, iar Marcel Ciolacu, așa cum foarte bine spuneai, este foarte preocupat de imagine, însă este foarte preocupat și de voturi, pentru că își dorește probabil la anul să candideze la președinție acest păi vis. Asta zic, nu știu cât va mai funcționa acest balet, pentru că nu poate să poate funcționeze să dată, poate să funcționeze două ori, dar deja e al treilea scandal în 2 luni, adică nu mai poți să o ții numai din imagine, oricât ai fi tu de ascultător și de hai să spunem, receptiv la sfaturile consilierilor, consultanților de imagine, nu poți să o ții numai din imagine. Deci astfel de lucruri nu se țin numai din imagine. Iar aceste măsuri administrative pe care le ia el în sensul că dă-i da afară pe toți, sunt tot din imagine. În primul rând că nu poți să dai afară pe toată lumea. La cald. Dom'le, stai să vedem cine așa, fă o anchetă și da afară după ce ai văzut exact cine este vinovat. În momentul în care tu vii la cal și dai afară pe toți, e clar că nu te pricepi la nimic și o faci doar pentru imagine. Că l-a dat afară până și pe când cu razile, l-a dat afară pe singurul om care făcuse ceva și nu știu câte sesizări făcuse de la autoritatea da. Asta. De... Da, așa, fix. L-a dat și pe ăla afară, da? Care săracul era singurul care făcuse ceva. Ia să zic, asta nu este o metodă de a rezolva criză, dăm pe toți afară. În general, cine nu se pricepe la nimic are o astfel de abordare. Nu mă pricep la nimic, dar dau afară. Și atunci ce o să zică lumea? Hai domne, că ăsta e bun, uite, e corect, uite, se pricepe, e preocupat. Nu, nu e preocupat, e preocupat de imagine. În momentul în care dai afară fără să știi cine este vinovat, să aștepți măcar o săptămână să se mai calmeze lucrurile, în momentul în care tu dai afară, în secunda în care bubui știrea pe presă, e clar că tu nu te pricepi la nimica și dai afară ca să pară că faci ceva. Dar de fapt nu faci nimic care să conteze, astfel încât să evite, cum spuneam, pe viitor să se mai întâmple astfel de lucruri. Da, l-a dat pe afară care singur a făcut ceva și s-a schimbat ceva? Nu, vedem că alte zile ale groaze. Ai propus o modificare de legislație, cum spuneam eu. Vino cu propune de modificare de legislație. Dom'le, hai, uite, să mai fie o autoritate care să verifice, nu știu. Nu e zona mea socială, nu mă pricep. Dar cu siguranță că există oameni care se pricep, da? A făcut cineva un comitet de lucru, un grup de lucru cu niște modele de legislație în străinătate, să vedem cum punem în acord legislația asta cu niște bune practici astfel încât să nu mai existe pe viitor astfel de lucruri.
Și atunci, dacă n-am făcut asta, ce fel de manager ești tu? Bă, da. Manager este cel care face lucrurile să meargă și pe viitor. Nu doar damage control de imagine. Damage control de imagine când faci și pur politicianist. Da? Sau ți-ai rezolvat o problemă în partid cu un adversar politic, pur și simplu. Din păcate, noi trăim în țara în care se întâmplă ceva, ne agităm o lună maximum atunci când s-a întâmplat sau după ce s-a întâmplat, și după Așa acea e. lună de zile lucrurile reintră pe Cât același crezi? făgaș și nu se schimbă absolut nimic, decât, nu știu, Da, asta este cel mai trist. foarte Domne, subțire. dacă s-a întâmplat ceva, fă ceva să nu se mai întâmple. Uneori e chestie de bani, ar fi o alocare bugetară, adevărat că nu se face peste noapte o investiție, dar măcar să începem. Și unde sunt anumite lucruri, de exemplu cum e la zilele grele, dar nu e vorba de investiții. Pur și simplu e vorba de a găsi acel cadru normativ care să nu mai permită astfel de abuzuri. Asta nu, nu, iarăși o poveste cu domnule, hai să mărim pedepsele în codul penal. Nu funcționează. Dar degeaba mărești pedepsele la ce? Nici nu știu ce infracțiune a făcut ăla. Habar n-am ce infracțiune a făcut. Dar Da, degeaba le mărești. dacă Că tot se face. discutăm de Dar, codul. deci, cum spuneai și tu, îl arestează pe ăla și peste 2 săptămâni bubuie altul, pe nu știu unde. Da? Deci, nu sancționa e problemă. Sau cu drogurile. Hai să mărim pedepsele la nu știu ce. Nu o să se mai drogheze și nu o să se mai suie bezi și drogați la volan? Nu. Povești. Da? Nu așa se rezolvă. Mărim Pentru pedepsele că pur și simplu. am ajuns deja la capitolul droguri, să spunem. Da. Aveam de gând să te întreb și despre accidentul Normal. din 2 mai. S-a scris Da. mult, s-a Da. vorbit mult și discutam puțin mai devreme despre oamenii care poate că uneori sunt demiși pe nedrept pentru că sunt singuri care au făcut ceva, dar sunt și oameni care ar fi trebuit să fie demiși și rămân pe funcții, cum este cazul acestui accident. Cei care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să plece imediat, bine, prin demisie de onoare și apoi sau prin demitere, sunt în continuare pe poziție. Tot așa, vreau să te întreb, acest caz efectiv a revoltat opinia publică, pe de o parte, plecând de la irresponsabilitatea părinților, care nu este singulară, nu știu dacă este un fenomen general, dar oricum există extrem de mulți de copii de bani gata, care, mă rog, folosesc banii primiți de la părinți pentru a se droga, mulți dintre ei, iar pe de altă parte, dacă privim la autorități, revolta practic a venit cumva de acolo, pentru că se poate spune într-o anumită măsură că poliția din Constanța poartă o mare parte a responsabilității acelui accident. Cum ți s-a părut ție această poveste? Eu aici am avut nu pot spune că e propunere, că mai multă idee juridică. Probabil că ar trebui ca cineva să încerce, în cadrul acțiunii civile în răspundere delictuală, să atragă răspunderea personală a părinților pentru faptul că i-au pus la dispoziție mijloace materiale să producă acest accident. Da. Adică, știu, e ceva inedit, nu s-a mai făcut până acum, dar nu s-a mai făcut până acum pentru că nici n-am avut astfel de situații. Ori jurisprudența este ceva care evoluează. Da? Multe soluții legislative au apărut datorită jurisprudenței. Deci, inițial au apărut pe cale jurisprudențială și apoi s-au legiferat. Da? Deci, în codul civil există răspunderea pentru fapta proprie. Deci, eu nu mă refer aici la răspunderea părinților pentru copii. Da? Deci, asta nu funcționează, copiii sunt majori. Care este o răspundere de garanție. Vorbesc de o răspundere pentru fapta proprie, adică atunci când știi că ai un copil drogat, când știi că acel copil are episoade psihotice, Da. tu îi dai mașina pe mână, te duci cu el la mare în mașină, deci asta este o iresponsabilitate a părintelui care cât ar trebui să răspundă. Nu știu dacă poate să răspundă penal. Nu e zona mea de preocupări dreptul penal, dar cred că ar putea fi încercată, nu știu cu ce șanse vă spun, dar merită să încerci. Până la urmă ce ai de pierdut? Da, taxă de timbru 100 de lei. Dar merită încercat să faci o astfel de acțiune civilă
pentru daune morale de către părinții acelor Da. copii morți care sunt victime, da? De cele părinți, acei părinți sunt victime, ei au suferit un prejudiciu moral prin faptul că au rămas fără copil. Da? Cred că ar putea fi încercată o astfel de acțiune direct împotriva părintului care știind, da? Știind că este are episoade psihotice, drogat fiind, îi dă mașină pe mână. Da? Îi dă bani să arunce cu bani în stânga și în dreapta. Da? Deci aia nu este doar o responsabilitate morală. Eu cred că este și o răspundere civilă. Și cred că ar trebui încercat așa ceva. Da? Este fapta proprie de a îi pune la dispoziție o armă. Când știi că este drogat și este dependent de droguri, deci nu a fost un episod izolat, domne, s-a îmbătat odată, nu, ăla este dependent de droguri. Și tu declari public, tu părinte, că copilul tău este dependent de droguri și că are episoade psihotice. Și totuși îi dai mașină pe mână și bani pe mână și ăla se laudă că are bani să ne îngroape pe toți mâncătorii de pate toată viața. Da? Că așa a învățat în familie. De unde a învățat asta în familie? Prin faptul că a fost finanțat constant cu sume considerabile. Da? Nu înțeleg, ești părinte, ai grijă de copilul tău. Ok, ai grijă de copilul tău, dă-i, când este drogat, dă-i atâta finanțare cât are nevoie să subziste, da? Să trăiască. Nu să, nu-l finanța astfel încât să devină irresponsabil și să producă... să omoare, să-i omoare pe alții. Însă, da, mă rog, asta această este răspundere... o părere personală și care se rezolvă doar dacă avocații victimelor vor încerca această variantă. Repet, nu știu dacă funcționează pentru că este inedită. E adevărat că judecătorilor nu prea le plac procesele inedite. Preferă să rămână în chestii, să spunem, bine știute și sedimentate. Dar uneori se mai întâmplă să apară și soluții inedite. Nu des... Dar uneori se întâmplă să apară soluții inedite și am văzut și eu soluții inedite care chiar au fost de pionierat și de aplaudat. Dar răspunderea aceasta civilă despre care vorbești n-ar putea fi atasă și asupra poliției? Ei sunt cei care l-au avut în mână la ora 4 dimineața și au dat drumul să plece în condițiile în care se tot vorbește că s-a primit un telefon, că individul avea substanțele la el, însă nu era drogat. Nu este cumva și poliția responsabilă, n-are partea ei de vină pentru care ar trebui efectiv să răspundă în fața legii? Aici nu am toate informațiile pentru a mă putea pronunța. Am văzut în presă, deci nu știu exact, dar dacă este o răspundere proprie a unui polițist care nu și-a făcut corect treaba, da, există o răspundere civilă. Și legea contenciosului administrativ prevede că în paralel cu răspunderea administrativă există și o răspundere civilă, inclusiv pentru daune morale. Da? Deci dacă ăla și-a încălcat atribuțiile de serviciu și a făcut, a produs... Sau mai rău, da? Dacă a fost cumva forțat să și le încalce prin telefon de la șef. Tot aia, răspunde șeful care l-a forțat să le încalce și... Da, dar și asta trebuie să facă... Mă rog, nu știu. În principiu, da. Deci în principiu oricine are o culpă, da? Mă răspunde pentru prejudiciu. Dacă se poate dovedi o legătură de cauzalitate între vinovăție și prejudiciu, desigur. Însă, pe lângă tragedia teribilă care s-a petrecut, apar două probleme destul de mari. Prima problemă este legată de consum, de trafic, de droguri, care se pare că la cei tineri, da. E chiar e un fenomen, fenomen. Dar e un fenomen pe care poate că noi, dacă nu avem contact direct, nu știu că nu îl înțelegem, dar cred că nu îi vedem amploarea. Se pare că el există inclusiv în licee. Avem copii, parte, da. Și pe de altă parte, reacția jenantă, deplorabilă a Ministerului de Interne, a domnului Predoiu. Hai să le luăm pe rând. Mai întâi, consumul și traficul de droguri la tineri. Nu e ceva nou. Am auzit de multă vreme, dar amploarea se pare că este în creștere și nimeni nu face nimic pentru a tăia, pentru a limita, pentru, mă rog, a controla e greșit spus, dar pentru cumva, pentru
au oprit flagelul la poarta școlii, poarta liceului. Da, într-adevăr, asta cu traficul și consumul de droguri și traficul de ființe a ajuns în România un fenomen incontrolabil. Și asta nu spun eu, spun rapoartele Departamentului de Stat, ați văzut că s-a făcut birou FBI atunci, FBI în România, tocmai pentru aceste lucruri. Da, deci nu prea mai interesează corupția cât faptul că am devenit exportatorul numărul 1 de carne vie în Europa și în lume. Și vedem că traficul de și consumul de droguri este de neoprit. Eu aici chiar mi-am bătut capul la un moment dat cu asta, încercând să văd, dar de ce nu se poate opri? Adică, și una din soluțiile pe care eu le-am găsit vorbind cu cei care se pricep în domeniu este următoarea. Toți polițiștii și jandarmii, indiferent de la ce departament sunt, căzi de la ordine publică, căzi de la rutieră, căzi de la habar n-am ce departamente au ei acolo, să aibă ca atribuții investigarea faptelor de consum și de trafic. Adică, polițistul de proximitate, de lângă școală, acum vede și știe cine face trafic, cine sunt dealeri de droguri, dar nu-l interesează. De ce? Că nu are atribuții. Nu-i treaba lui. Și dacă nu are atribuții, nu are nici stimulent. Da? Dă-i atribuții și dă-i stimulent. Dom'le, cât ți-ai prins? Ia stimulent. Da? Că spune lumea, dom'le, că ia-s mici. Dom'le, mici, cât sunt la o școală, dom'le? 2, 3, 4, 5? Ok, păi iei pe toți. Mulți. Da? Peste 3 zile vin alți 5, vin 3, îi iei și pe aia 3. O să fie 2. Dom'le, în 5 ani de zile scăpăm de ei. Dar așa, dacă tu lași această treabă doar pe umerii celor de la antidrog, câți ori fi acolo? 10, 20, într-un... Dar ce poate să facă ăia? Ce poate să facă ăia la atâtea unități de învățământ și cluburi și pe unde sunt festivaluri și pe unde se mai vând droguri? Da? Dă-le, domne, atribuții la toți. Toți să facă, să aibă ca printre atribuții acest lucru. Te-a oprit poliția, te-a prins drogat, te reține, pa! Tu te duci la procuror să iei, să-ți facă propunerea de arestare, da? Scurt. Corect. Nu stai, domnule, să-l chem pe colegul de la antidrog. Dar stai că colegul de antidrog e în vacanță și a luat cu el aparatul de testare. Deci nu se poate așa ceva. Deci eu nu înțeleg de ce nu se face. Uitați, un lucru extrem de simplu, da? Un lucru extrem de simplu. De ce nu se face? Nu știu. Că cu toții știm că se vine cu această explicație. Domne, nu are atribuții. Dă-i, domne, atribuții. Corect. E așa complicat. Nu trebuie bani. Nu trebuie... Nu. Dar dă-i, domne, atribuții. Adică îi dai niște bani atunci când își ia primele salariale la sfârșit de an sau când și le ia acolo. Da? Dă-i atunci la indicatorii de performanță. Pune și chestia asta. Da? Că sunt chestii grave. Da? El acum are atribuții că se bat doi bețivi pe stradă. Da, ok, foarte frumos, deranjează. Dar ce e mai important? Ia, duceți-vă aminte, acum 2 ani când am murit fata aia la metrou, împinsă de nebun aia, da? Care se plimba pe peroane și împingea oamenii pe șine. Da? Și se duce un părinte cu fiul lui în stare de șoc copilul că scăpase ca pe minune de a ajunge pe linia de metrou. Și se duce la poliția transportului de la metrou și ăla, stai domne că am o altă problemă, s-a ocupat aici că... Ea și-a pierdut unul o sacoșe pe peron, da? Și-a declarat-o furată. Deci oamenii ăștia nu știu să-și prioritizeze. De ce? Păi, fă-le niște priorități. Dom'le, care-s prioritățile? Uite, drogurile-s prioritățile. Da? Dacă vezi doi bețivi că se bat și ăla face trafic, lasă-i dracu de bețivi. Du-te și vezi cum e cu dealerii de droguri. Că e vorba de pericolul social care este mult mai mare. Întrebarea aia... la care până acum n-am găsit răspuns nici eu, nici tu, dar încercăm. De ce nu se face? Încerc un răspuns. Asta nu știu, n-am de unde să știu pentru că nu... Nu, este posibil ca instituțiile de forță, anumiți oameni, da, din aceste instituții de forță ale statului român, să fie alimentate din traficul de droguri? E posibil? Nu știu, întrebare. Corupția există peste tot, inclusiv în statele dezvoltate. Problema în România nu cred că este una de corupție, cât una de dezangajare, de dezinteres, de... Doamne, nu-i treaba mea. Dar de ce asta zic? Că mai mult ne omoară dezinteresul, birocrația,
Pur și simplu, fiecare, lasă-mă, domnule, în pace, că le am pe ale mele. Bun, nu-l noi am interesează. făcut politică ceva timp, Da. ai fost la vârful statului român, eu am fost un pic mai jos. Dar parcă nu a fost așa dintotdeauna. Parcă această dezangajare și nepăsare la nivel de stat n-a existat, să știi. Este o degradare continuă în ultimii ani de zile. Că întrebarea pe care o adresasem, ți-o adresasem eu, dacă România este un stat eșuat. Eu n-aș fi putut să răspund la această întrebare în urmă cu 10 ani de zile, de pildă, cu da. Nu, nu puteam. Acum însă sunt mai mult înclin să spun cu da mai mult decât cu nu. Or, întrebarea mea este, e o degradare până la urmă în mandatele lui Klaus Iohannis? Nu știu ce să zic, de la ce pornește. Nepăsarea lui pe eu... care, această nepăsare pe care el o manifestă public, cred că și prin acțiuni, asta să e se clar, fi de, transmis da, de sus în jos la toate nivelurile. Total. Nu îmi dau seama care este. Este ce? Că Klaus Iohannis transmite un dezinteres total. Exact. Dar nu știu dacă se transmite sau pur și simplu o chestie pe care eu am observat-o personal. Da? Văzând cum funcționa o instituție publică cu 15 ani și cum funcționează acum, s-au distrus relațiile în cadrul colectivului. Deci nu mai sunt relații de amiciție, de nu mai sunt. Deci fiecare vine la muncă, salut, salut, și se bagă în biroul lui acolo și stă cu nasul înfărtit și nu mai... Acum 15 ani nu era așa, nu știu ce s-a întâmplat, de ce s-a distrus chestia asta. Poate că ne-am ocupat 10 ani de corupție în loc să ne ocupăm 10 ani și de perfecționarea relațiilor interumane. Și poate că chestia asta, nu știu, duce la o deprofesionalizare. În momentul în care un colectiv nu funcționează ca echipă, evident că funcțiile individuale nu pot compensa funcțiile echipei. Și atunci normal că și rezultatele, adică fiecare bifează cât să nu răspundă personal. Nu-l interesează dacă lucrurile merg sau nu merg. Îl interesează ca el personal să nu aibă probleme, să nu-l întrebe cineva de ce, da, și atunci nu mai gândește. Nu zice, domnule, hai să fac ceva, să lucrurile să meargă mai bine, hai să miști lucrurile, hai să faci ceva. Nu. El, fiecare se gândește la propria comoditate și la propriul confort, astfel încât să iasă cu bine la pensie și să n-aibă probleme, să nu întrebe nimeni nimic. Și asta este o problemă. O problemă de lipsa de... Și aici, poate că și aici ar trebui o intervenție legislativă. Domne, dacă ăla n-a făcut ceva cu rea credință, să nu răspundă, domne. Și prostia asta cu răspundere pentru... pentru răspundere penală, pentru culpă. Deci asta nu știu. Părerea mea că una, două, răspundere penală, răspundere penală. Și ce a făcut? Asta zic, că măcar dacă s-a rezolvat lucrurile, da? Dar nu se rezolvă lucrurile, dar lucrurile merg din ce în ce mai prost. Mărim pedepsele în codul penal și se schimbă lucrurile, cum merg din ce în ce mai prost. Am făcut legea Anastasia aia, foarte bine. Drogaților ăsta nici măcar nu se aplică legea aia, că legea aia se aplică atunci când produce o ucidere din culpă. Ăștia au făcut omor. Da? Deci ăștia care au dat cu mașina în 2 mai și în Alba Iulia, la ăștia este omor, nu este ucidere din culpă. Da? Deci e o infracțiune mult mai gravă decât ucidere din culpă. Deci ăștia nu scapă sau n-ar trebui să scapă. N-ar trebui. Da? Deci la ăștia oricum nu e cu suspendare, pentru că la omor nu există suspendare. La ucidere din culpă se dă suspendare, la ăsta e omor. Deci tu când te-ai suit drogat sau beat la volan, nu mai e ucidere din culpă. E omor, e altă infracțiune mult mai gravă. Însă vis-a-vis de felul cum a reacționat statul român în acest scandal, în această tragedie până la urmă, crezi că acele capete care au căzut erau singurile sau exact cei care ar fi trebuit să plece acasă au rămas pe funcție în continuare? Cum se întâmplă de regulă? Sau să dacă de, pleacă... De multe ori... Sunt recuperați de sistem și așezați în altă parte. De multe ori astfel de evenimente sunt ocazii pentru răfuieli interne, pentru reglări de conturi, okay. Cum vreau să scap de la, hai că am găsit mașină, la nefiind neapărat vinovat. De exemplu, am înțeles că a fost sancționat polițistul ăla care
a cerut să vină colegii cu Da. testă pentru două, care a găsit singurul care făcuse ceva. Cum a fost și cu la zilele Gozei, care au dat afară pe de la agenția, singurul care făcuse ceva. Da? Deci asta e. Ori glândă, ori a capul pe un, că cineva trebuie să fie vinovat și atunci găsim vinovat pe unul care săracul e singurul care este nesprijinit, indiferent dacă e chiar cel care a făcut ceva. De asta zic, repet, nu cred că sunt bune sancțiunile date la cald. Nu Da, sunt bune sunt. sancțiunile date la cald. În statul român există oameni inamovibili, pentru că, nu pentru că ar fi profesioniști, ci pentru că sunt oameni ai sistemului. Sunt așa niște exemple, nu vreau să dau nume, care, într-adevăr, sunt acolo de funcții politice vorbesc, da? Deci nu funcții funcții publice. Că la funcția publică, hai să Da. spunem că dă un concurs, Ești mai acoperit, într-adevăr. e un pic mai greu să-l dai afară, adică se poate, dar e foarte complicat, e o procedură, durează, șanse destul de mici, atac în instanță, adică chiar trebuie să facă ceva grav ca să-l dai afară. Dar în cazul funcțiilor politice, pur și simplu, vii politic, pleci politic, adică nu trebuie să ai o procedură similară sau apropiată concedierii unui funcționar public. Da? Deci decizia de a elibera din funcție un demnitar se ia pe motive politice. Pur și simplu. Domne, din punct de vedere politic, ești indezirabil în acest guvern. Da? Pentru că, uite, ai făcut și ai drept și afectezi imaginea guvernului. Deci este un motiv suficient pentru a-l elibera pe cineva din funcție. În cazul în Da? care susținerea este doar politică, însă dacă este o susținere extrapolitică, superioară politicii, te uiți la el și spui, Aia e altă pot să mă discuție, ating de da? tine. Faptul că există astfel de susțineri e, ce să Știm cu spun, toții da, că se există. vorbește. Există, da. Aici nu mă întrebați, că nu știu ce e de făcut. N-am eu personal soluție aici. Nu există soluția ar fi ca domnii ăștia să-și vadă de treaba lor în structurile Păi da, lor, dar asta nu e o în... soluție, că domnul nu o să-și vadă de treaba lui, o să zic ai Nu, sincer. ziceam, e o soluție ideală Da, nu știu. Deci dacă există astfel de romantică, să-i spun persoane, așa. nu știu exact care este soluția în cazul ăsta. Nu știu. Cum era bancul ăla, declarăm război americanilor, ne predăm, vine, ocupă și ne fac democrație în 50 de ani. Nu știu Ar fi care e soluția în curățarea, cazul ăsta. instituțiilor publice de persoane infiltrate, dar n-ai cum să o faci pentru că nu-i știi. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Eu, acum vreo 6-7 ani am fost foarte vocal împotriva detașării de ofițeri de la servicii de informații în ANAF. Domne, fiecare trebuie să-și facă treaba lui, da? Chiar am avut o discuție contundentă cu fostul președinte al României, care spunea că nu, administrația publică este ceva de siguranță națională și, drept urmare, este nevoie ca astfel de ofițeri să fie detașați. Și atunci l-am întrebat, bine, dar sănătatea e de siguranță națională? Da. Dar educația e? Da. Păi, domne, hai să-i facem pe toți, medici, profesori, se ducă ca în Pakistan, da? Nu mai face nimica civil, totul este militarizat, că este de siguranță națională. Și dacă siguranța națională, trebuie să fie militarizat sistemul. E bine, nu e așa. Corect, Ce înseamnă corect. că un stat militarizat funcționează mai bine ca o democrație? Că asta înseamnă, nu? Domne, un stat militarizat funcționează mai bine ca o democrație? Nu știu. Avem exemple de state militarizate, da? Pakistan, Corea de Nord, da? Funcționează mai bine ca o democrație? Nu, evident că nu. Dar se pare că, Bine, nu. mă rog, mâna aceasta lungă a sistemului s-a întins către peste tot statul român și, din păcate, nu face deloc bine. Vedem că oameni care ar trebui să plece din funcții în urma unor tragedii, pentru că ajungem până acolo, din păcate, rămân pentru că sunt protejați de acest sistem care, din păcate, nu-și face treaba, face mai mult rău decât bine. Ajungem la tragedia de sâmbătă, tragedie care a zguduit iarăși întreaga Românie, cea de la Crevedia. Am văzut imagini apocaliptice. Explozia aceea, în formă de ciupercă pe care o vezi numai în anumite situații. Am văzut arșii de pe marginea drumului.
imagini pe care nu-ți dorești să le vezi, dar am văzut din nou un stat român complet, complet nepregătit, în condițiile în care în 2015 trecuse printr-o situație, bun, nu similară, mult, mult mai gravă, mă refer la colectiv. Nu că n-am învățat nimic, dar nici n-am făcut nimic. Spital de Arș n-avem, bâlbâiel există în continuare. Bun, atunci, sigur, am crezut că se va schimba ceva. Astăzi vedem că nu s-a schimbat absolut nimic, iar peste câtva timp vom vedea că lucrurile rămân la fel. De ce? Da, nu știu, din punct de vedere al asistenței medicale, ce ar fi trebuit făcut. Din câte am înțeles, atunci niciun spital din Europa sau din lume nu are atâtea locuri pentru a asigura cazarea și tratamentul pentru un număr mare, foarte neobișnuit de mare de pacienți, adică atunci când apare o catastrofă și de aia acest sistem european de repartizare a bolnavilor, probabil că ar trebui mărite capacitățile, asta e clar. Dar nu cred că poți să ții tot timpul un spital cu 200 de locuri de arși și în condițiile în care tu ai 10 arși așa și poate odată la 10 ani îți apare o catastrofă din asta. Problema este alta. Problema este că astfel de accidente se pot întâmpla. Adică pentru mine este de neînțeles cum acea stație GPL funcționa fără autorizații și nimeni n-avea nicio problemă. Deci ea retrag autorizația de mediu din 2020, ceva de genul ăsta, ISU îi retrage tot în 2020, ăsta închide punctul de lucru, dar îl radiază la Registrul Comerțului, deci îl închide în drept, dar în fapt nu se întâmplă nimic, funcționează la fel și nimeni nu vede. Deci, dom'le, nu se poate așa ceva. Ei. Evident că aici este o problemă de sprijin politic al celor care operau acel punct de lucru. Exact. Ăla este exact. Cu sprijin politic în toată lumea, ca la azilele groazei. În momentul în care toată lumea întoarce ochii, este clar că acolo este o problemă politică. Nu e nici măcar de șpăci, că nu poți să-i șpăguiești pe toți. Acolo cred că este o problemă politică. Da? Și ia uitați cum. Da? Deci tragedia cu azilele groazei, primar PSD n-a auzit gura unui miroase. Da? Exact. La Crevedia, da? Primarul PSD vine și declară senin, da, domnule, ai autorizația ridicată de 3 ani de zile. Bine, și tu primar ce ai făcut? Tu nu, primar, nimic, de ce nu te-ai dus? Pentru că ISU va sesiza pe toți. De ce nu te-ai dus să-i pui lacătul? Domnule, ăla era acolo, toată lumea știa ce face, era la vedere. Dar deci tu primar declar senin că da, domne, știam că are autorizația ridicată, dar știai că funcționează. De ce n-ai făcut nimica? Era afacere de familie. Cazul primar PSD în Caraca. Da, și ajungem iarăși la o primărie. Deci vedem că nu știu cum se face, că întotdeauna politicul este cel care protejează astfel de activități care se dovedesc a produce efecte tragice. Da, putem să ne gândim că o parte a banilor care intrau în conturile firmelor, că erau mai multe, din ce am mai citit și eu, la un moment dat poate că au ajuns în campaniile PSD. Eu nu cred că dacă un cetățean obișnuit să apucă să facă chestia asta, lumea nu-l vede. Nu-l vede primar, nu-l vede poliția, nu-l vede nimeni. Nu se poate așa ceva. Nu. Ca la zilele pe sus, pe toți. Deci, dacă nu ai sprijin, nu poți să faci așa ceva. Dar și femeia vecină cu stația asta a făcut nu știu câte plângeri. Nu s-a întâmplat nimica. Evident că se știa. Da? Uite ce simplu e. Da? Vin autoritățile, îi ridică autorizația, da? Și începe doar la bască. Băgați-vă undeva, eu continui să fac. Da? Păi da, ăsta chiar e stat eșuat în condițiile în care nici nu mai te chinui să mai menții o autorizație, cum face ce așa? Ba mai faci și la negru, că nu mai plătești impozite, că nu ești autorizat. Dar ce să mai plătești impozite, că dacă activitatea e neautorizată, ea nu există, din punct de vedere legal. Deci asta mă intrigă pe mine și mă face să-mi pun niște probleme fără răspuns. Cum este posibil ca autoritățile, toate, sau aproape toate, să se facă că nu văd activitatea desfășurată
ca și până atunci, ca și înainte. Deci să nu vadă că acea activitate, deși știu foarte bine că este închisă, declară primarul cu gura lui. Da, domne, știam că n-are autorizație. Și ce ai făcut, mă, primarule? Ce ai făcut? Ai case acolo, lângă. Ce ai făcut? Nimic. Da? Iarăși revin la responsabilitatea politică. Tu, Marcel Ciolacu, dă-i mă afară din partid dacă absolut, vrei să faci ceva. Dom'le, dacă vrei să arăți că faci, altfel nu te cred. Eu nu te cred. Și nu, la un moment dat nu o să te mai credă nimeni. Deci nu mai poți să o ții încă un an și trei luni până la alegeri din damage control cu consultanții politici de imagine. N-ai cum. Faci o dată, de două ori, nu poți să o ții constant. Nu mi-am dat să-și dea seama, bă, dar stai puțin. Tu de fapt ce faci acolo? Vii și îți faci cruci și te duci și crezi că o scoți din vizite și din celule de criză și dat afară către un funcționar public, vinovat sau nevinovat? Nu, nu poți să o ții numai din astfel de măsuri. Din păcate, cei mai și mulți spun, dintre poate, cei... poate e o coincidență, poate nu. Dar până acum toate s-au produs în sfera politică a PSD. Da, e de observat că Marcel Ciolacu nici n-a apucat să-și tragă sufletul ca premier și au început să vină avalanșă tragediile. Bineînțeles. Bun, sigur că acest lucru în cazul de pildă Crevedia nu se poate spune că a fost ceva premeditat, dar acolo a fost prostie, din câte am înțeles eu, crasă, una acolo manipulant. Acolo da, prostia de a te duce, de a trimite pompierii fără să vai nicio evaluare, fără să te duci, da, arde, hai bă, ca nevul mediu, da? Hai să nu, dar cu și apă, cum arde, ars da? Pentru că un individ, mă rog, și-a aprins sigara în timp ce manipula gaz, trebuie să nu te ducă. Că era un retardat. Ce pretenții poți să ai de la o stație neautorizată? Că dacă era o stație neautorizată, dar ar fi trebuit să aibă niște măsuri de protecție, să facă un instructaj, nu ai bani. Așa, dar în condițiile care e o stație neautorizată, normal că l-a găsit un boschetar acolo, ce-ți pasă? Ce treabă, numai că l-a și-a prins o țigară, că atât aia are minte de primată. Ce-i poți să-i ceri unuia care lucrează pe 2000 de lei pe lună cât i-o dă ăla acolo? Ce pretenții de responsabilitate poți să ai de la unul care lucrează pe 3 lei? Normal că nu poți să ai responsabilitate de la el. Da? Problema este a celor care au ținut această stație funcțională. Atât proprietarii afacerii, cât și autoritățile care s-au făcut că nu văd. Și aia luau benzină, GPL de acolo, în fiecare zi alimentau. În fiecare zi. Deci era la pe DN acolo, am văzut tuturor. Exact. Ba chiar exact. Recunoaște. Primarul că știa care a dat-o. Până că știa. Cred că știa fără toată lumea, doar nu și numai poate... primarul. Dar primarul știa instituțional că a primit adresele. Acolo a fost vorba despre protecție politică. Și Marcel Ciolacu, dacă vrea să iasă onorabil din această poveste, trebuie să îi dea pe toți afară, nu doar pe primarul din Caracal, ci și pe cel care l-a ținut în brațe din PSD, că el n-a făcut singur ce a făcut acolo de capul lui. Să dea afară pe cei care au și răspundere politică. Absolut. Și răspundere politică. Deci nu una cartă un funcționar de la nu știu ce departament, de la nu știu ce direcție din primărie. Nu, tată. Marcel Ciolacu să-l dea afară pe primar din partid. Și după aia mai vorbim. Și pe ăla de la Crevedia, și pe ăla de la Caracas și cine naiba mai fi. Și ăla s-a autosuspendat din partid, așa, și s-a autosuspendat până trece nebunia, după care iară și bine mersi. Și mai trebuie întrebat și toți cei... Excludem din partid toate și spui, n-ai voie să te reînscrii 5 ani. Da? 5 ani în partid, n-ai voie să te reînscrii. Da? Și să se ducă în alegeri independent sau ce o face, nu cu sprijinul PSD. Dacă vrei să te cred că într-adevăr vrei să faci curățenie, dacă nu, e doar de mici control de imagine, da? A intrat, Marcel Ciolacu a intrat în mandatul ăsta cu niște consultanți foarte activi, consultanți politici, da? Care să-l ajute să treacă peste, hai să spunem, chestiile previzibile, cum ar fi problema lui că a făcut și-a luat bacalaureatul la 30 de ani și a făcut facultatea fantomă ce-o-și făcut de la acolo, da? Da, a venit consultanți și a zis, domne, da, n-am studii, dar eu sunt omul din popor. Omul care am plecat de jos, omul care a muncit cu fizic, da? Adică eu mă să se identifice cu 80% din români, da? Și a rezolvat problema. Asta păi, și domne, face, se plimbă cu asta metrou, și face. Eu am pretenția de la un conducător să facă parte din elită, nu din pleavă. Eu aștept ca cel care mă conduce să fie elita, să fie educat, să fie erudit, da? Să aibă experiență de viață, de muncă profesională, da? Să fi avut niște...
la viața lui să fie avut niște performanțe înainte să intre în politică, da? Care să-l recomande apoi pentru politică. Nu zic că neapărat dacă ai avut performanță într-un domeniu anterior politic, vei face performanță în politică. Nu. Nu, Sunt de exemple acord. clare în care, uite, Nicu De Șordan, acord. da? A avut performanță în matematică și un primar catastrofă. Da, bine, era de bănuit chestia asta, că îl vedeai că e în lumea lui, da? Dar unul care n-a avut niciun fel de performanță până atunci, ce îl recomandă pentru a se promova ca un om care va face performanță? Nimic. Nu mai avem mult timp la dispoziție și aș dori să te întreb vis-a-vis de Marcel Ciolacu, care face acum damage control, nu cred că iese foarte bine, pentru viitorul pe termen scurt se va mai confrunta cu o problemă. Faptul că dorește să umble la economie, să taie. Ba posturi în administrație, ba bani de la buget, ba să impoziteze. Știu că ești un foarte bun analist economic. S-a discutat foarte mult pe marginea proiectului ordonanței, ca ordonanță a austerității. Acum Marcel Ciolacu vorbește despre asumarea răspunderii guvernamentale pe un Păi proiect da, pe păi care nu încă vrea nu îl vedem. amendamente, da. Nu, încă nu știm cum arată în formă finală. Dar din Da, ce ai vrea auzit? asumare de răspundere pentru că e fără dezbatere, da? Deci cu ordonanța poate fi atacată, Știu. proiectul de lege Într-adevăr. poate suferi modificări, asumarea de răspundere este, da, și iarăși o problemă de speculație politică. Vine Marcel și spune, domne, eu sunt hotărât, merg până la capăt, îmi pun mandatul pe masă. Dom'le, tu spui mandatul pe masă în condițiile în care niciun risc. Deci asta cu mandatul pe masă funcționează atunci când îți asumi Exact. riscul unei moțiuni de cenzură să pleci acasă. Dacă el ar avea un risc să plece acasă, cu siguranță nu și-ar pune mandatul pe Na, masă. nu, Așadar, bineînțeles. este doar o fațadă, așa, o explicație politică pentru cine e destul de naiv să-l creadă. Nu, tu de fapt faci această procedură pentru a nu permite dezbaterea. Da? Deci tu închizi dezbaterea, asta faci. Nu, nu E zic că nu moartea e democrației. constituțional, dar o și alții. Dar nu ne păcăli să spui că o faci pentru că ești hotărât. Nu. Asta o faci pentru că nu vrei să accepti dezbaterea. Și Asta este pentru că procedura știi că fără vii cu dezbatere. ceva care o să producă un deranj Da. negativ în societate. Clar. Exact. Și pentru că vrei să și aceste nu știu cum va arăta legea asta care va fi adoptată până asumarea responsabilității. Dar apropo de ordonanța care s-a vehiculat, ea este total antidreaptă. Este total antidreaptă. Și acum mai vorbim și cu prostia aia cu impozitul de 1% pe cifra de afaceri multinațională. Unul la mână, în primul rând, nu poți să taxezi numai multinaționale, da? Că e Nu neconstituțional. corect. Dar trebuie să spui că taxezi cu taxa aia societățile comerciale cu o cifra de afaceri de peste, Nu habar n-am, nu știu știu cât. câte Corect. da, sute de milioane de. Da, ok. 20% din societățile sunt românești. Deci de vei taxa și pe alea. Alea care tu vii și le ridici în slăvi. Domne, uite, investitorii noștri români care fac, nu ca aia străini care fură profitul, da? Da, nu, îi vei taxa și pe aia. Dar deci n-ai cum să spui să faci o lege care să se adreseze doar societăților comerciale cu capital străin. Deci pică, nici nu trece de. Nu că n-ajungi nici măcar n-ajungi la CCR. Nu dă justiția de aviz pe așa ceva, da? Doi la mână. Toți cei care vorbesc despre acest transfer de profituri, habar n-au despre ce vorbesc. Deci ei nu înțeleg nimic. Da? Nu este vorba de a-ți muta dividendele. Da? Ai normal că le muți sale tale, faci ce vrei cu ele. Le duci, le ții aici, le duci afară, faci ce vrei, ți le pui în cap, le faci ce vrei. Da? De asemenea, nu este vorba de așa zisă optimizare fiscală, care de fapt e evaziune prin offshore-uri. Da? Deci această externalizare de profituri nu se face prin offshore-uri. N-au nicio treabă offshore-urile. Acest transfer de profit este este constă în tranzacții pe care le fac societățile cu mai multe sedii, deci multinaționale, prin tranzacții intragrup, adică cumpără și vând între ele la prețuri care nu sunt conforme cu prețul de piață. Și atunci în jurisdicțiile unde sunt pe pierdere transferă venituri astfel încât să se ridice spre zero, da? Iar în statele unde sunt pe jurisdicțiile unde sunt pe profit, își bagă cheltuieli astfel încât să se ducă spre zero. Da? Astfel încât la nivel de grup
să plătească cât mai puțin. Da, asta este problema. Iar această problemă se rezolvă printr-o mai bună inspecție fiscală. Da? Nu poți să spui, domne, fură. Da, domne, dar uite, poate sunt unii care nu fură. Domne, dacă știi că fură, du-te peste el. Da? Dacă știi că ăsta e furt. Deci a face transfer pricing, a externaliza profiturile prin prețul de transfer, este chiar evaziune fiscală. Du-te, frate, cu ANAF-ul peste ei și verifică-i și prinde-i. Prinde-i. Fă-le dosar penal pentru evaziune fiscală dacă e prins cu prețul de transfer. Dacă îți permite codul fiscal. Da? De ce nu o faci? Vii și pui impozit pe cifra de afaceri ca ne întoarcem în 90, când nu ne vindem țara. Hai afară cu așa. Bine, bă, ăștia au venit. Nu înseamnă că dacă nu ai profit, înseamnă că furi neapărat. Este o prostie sinistră, deci e ABC-ul economiei. Deci poți foarte bine să fii ani de zile pe pierdere pentru că faci investiții. Și investițiile le amortizezi și amortizarea e cheltuială și cheltuiala se scade din venituri. Da? Și automat ai un profit mai mic. Dar nu, sunt o grămadă de companii multinaționale care n-au profit nici în țările lor acolo. Da? Amazon n-a avut profit ani de zile. După a venit pandemia și a avut profit. Facebook a fost pe pierdere nu știu cât timp. Da? Sunt cazuri în care nu ai profit, pur și simplu. Nu înseamnă că muți profiturile în statele de origine. Nu, nu le muți acolo. Dacă să zici că, domnule, nu vrem să facem profit în România, că avem ceva cu România și le mutăm în Germania. Păi în Germania sunt mai mari impozitele ca în România. N-ai niciun motiv să le muți acolo. Ceea ce fac, într-adevăr, este să-și modifice aceste prețuri pentru tranzacțiile intergrup, astfel încât să plătească cele mai mici impozite în toate statele unde au ei filiale. Începând cu România și terminând cu Germania. Dar asta este evaziune fiscală. Prinde, am mai zis chestia asta. Domnule, ca și cum ai spune tu, procuror, domnule, hai să băgăm la pușcărie pe toți politicienii un an de zile. De ce? Păi că fură. Păi de unde știi? Domnule, eu știu că fură, nu? Toți politicienii fură, așa spune, nu? Sigur, păi dacă toți fură, hai, domnule, să-i băgăm, ce nu-i mai judecăm? Îi băgăm la pușcărie un an de zile, așa și cu legea asta. Nu mai facem inspecții fiscale. Le punem 1% impozit pe cifra de afaceri, că noi știm că fură. Bă, și dacă ăia nu fură, ce fac? Crezi da? Că... Ce fac? Eu mor? Deci știți ce se va întâmpla? Este foarte posibil ca aceste multinaționale să nu mai facă investiții. Să zic că bă, nu mai facem investiții, că se poate. N-are sens să... Da? Doar le convine să plătească 15-16% pe impozit pe profit în loc să le plătească pe cifra de afaceri și atunci să fie un profit vai mama lui și să plătească impozitul pe profitul la mine fără să mai facă investiții. Că investițiile... Pot să te ducă pe pierdere, spuneam, că investițiile se amortizează și amortizarea e cheltuială. Și când ai cheltuiele, e posibil să fii pe pierdere. Până amortizezi investiția, este foarte posibil să fii pe pierdere. Se întâmplă. Și iar o investiție ești obligat să faci, pentru că altfel nu faci față din punct de vedere concurențial. Din punct de vedere politic, cine câștigă, cine pierde în urma ultimelor evenimente, dar mai ales, sigur, dacă discutăm despre acest proiect de act normativ în forma în care am văzut-o deja, acea ordonanță care probabil are și niște modificări, dar dacă ne rezumăm la acea formă, cine pierde, cine câștigă pe termen mediu și lung, mai ales în perspectiva alegerilor locale și parlamentare din 2024? Din aceste accidente tragice pierde PSD, din măsurile economice adoptate pierde PNL. Deci PSD își închipuie că nu va pierde prin măsurile astea pentru că teoretic ele nu afectează sau direct nu afectează baza electorală a PSD. Afectează doar baza electorală a PNL pentru că dă în capitalul privat, dă în companii, dă în societățile comerciale, dă în antreprenori, dă în multinaționale, da, deci afectează electoratul PNL. Numai că după această ordonanță, după această lege da. Asumare de răspundere, da, vom intra în recesiune. Păi dacă intrăm în recesiune, primii afectați vor fi cei mai săraci. Ori ăia sunt votanții PSD. Da? Deci implicit, primii afectați vor fi votanții PSD. Deci într-un an jumate e suficient timp ca aceste măsuri să producă efecte economice, adică da, eu înțeleg că trebuie acoperită gaura din buget, pe care tot ei au făcut-o. Deci asta nu înțeleg. Dom'le, tu ai sărit cu deficitul bugetar de nu știu când. Erai peste limita de deficit bugetar încă înainte de pandemie. Da? În pandemie s-a deschis robinetul și s-au făcut achiziții, s-a dus dracu deficitul.
După pandemie au continuat să crească deficitul, s-au făcut angajări masive. Da? O să Da. încheiem anul cu 6 și, dar noi trebuie să fim la 3. Deci tu știai de ani de zile că și deci, tu ce ai făcut? Ai Nimic. supraestimat veniturile prin bugetul de stat ca să permiți acomodarea unor cheltuieli generoase. Deci tu ai luat măsuri care au adâncit deficitul. Știind că ai o problemă de deficit, tu ai adâncit și acum vii la noi și spune, domne, hai să strângem cureaua. Dar Păi, voi de ce nu strângeți cureaua? exact, noi strângem cureaua cei de jos, însă ei nu strâng absolut nimic, pentru că noi nu vorbim sub nicio formă de tăieri de salarii, de indemnizații la demnitari, ci numai la administrația Nu, locală. nu, problema nu e de indemnizație la demnitar, că faptul că tai indemnizațiile la demnitar sau că Nu așa, oricum e. nu se tai indemnizația, sau că da, afară 20%, impactul bugetar e 0,00, adică Da. nu. Deci problema este că au făcut niște cheltuieli în anii ăștia care au dus la explozia deficitului bugetar. Domne, reversează acele cheltuieli, da? Când le-ai făcut? În așa, domne, reversează-le. Cine ăla pleacă acasă? Asta e. Ultimul venit, primul plecat. Deci n-ai ce să faci. Deci în mod irresponsabil ai mărit cheltuielile. Deci nu vorbesc aici de investiții, vorbesc de cheltuieli. Da? Oricum am tăiat investițiile de nu știu când. Da? Reversează acele cheltuieli. Deci din măsurile astea pe care le iau, nu știu dacă ajunge să... Poate Nu. că trebuie să-i dea asistitul la Bruxelles să mai negocieze deficitul, pentru că n-au cum să ajungă la 4,4. Nu, sub 4,4, nicio dacă formă. sunt noi sărim de 6 și ar fi 2% din PIB, da? Cât a fost PIB-ul? 300 de miliarde de euro. Deci 6% din PIB înseamnă 6 miliarde de euro, da? Eu nu știu dacă fac 6 miliarde de euro din măsurile astea. Adică ce, că Bun. ia scutirea la itiști, că ia scutirea la construcții, nu știu dacă de acolo strâng 6 miliarde. Nu cred. Însă, Părerea mea. din punct de vedere politic, nu mai câștigă și altcineva? A, au. Deci orice ar face PSD și PNL acum, câștigau. Deci, acum știm foarte bine cu toții, Mihai, dacă în politică. În politică e principiul vaselor comunicante. Dar ce pierde unul se duce la ala. Deci ce dispare de la unul nu se pierde neant. Se duce la altul. Însă nu merge la USR nimic. Asta e ideea. Nu, Merge la numai USR la nu mai aur. merge pentru că USR a fost la guvernare și și-a arătat măsura ca în competenței. Nu mai merge. N-ar trebui să mai meargă. Ei sunt acolo la 10% care este electoratul lor dur. Ei s-au oprit în Acolo. electoratul dur. Da? Acolo. Acolo Sunt. e greu se erodează ăla. Ăla se erodează doar dacă ești la guvernare și faci dezastru. Da? Ei numai nemai fiind la guvernare nu se mai erodează, nici nu mai cresc. Pentru că cine a văzut la guvernare a văzut că doar gura de ei. Deci pe de o parte erau la guvernare și pe de altă parte se credeau Opoziție. ONG-iști. Da. Și opoziție. Bă, stai puțin, ori ești la guvernare, ori ești opoziție, ori ești ONG-ist. Hotărăște-te. Ce ești tu? Nu Sunt. poți să le să fii pe toate. Da? Deci la guvern votau ceva și după aia ieșeau și urlau că ei nu sunt de acord. Bă, stai puțin. Cum face PNL acum cu măsurile astea, cu ordonanța asta austerității, da? Toți O să-și liderii PNL asume. spun că nu sunt de acord. Toți liderii PSD pe PNL spun că nu sunt de acord. Deci toți liderii politici spun că nu sunt de acord. Da, Da, dar își ministrul vor PNL de la asuma. ce partid e, mă? Deci Își vor ministrul asuma PNL care răspunderea. va promova acest act normativ, de la ce partid? Deci hotărâți-vă, bă, deci nu pot să dedublez ca Ponta, măcar Ponta a recunoscut, da, a fost autoironic, când a votat ceva la guvern și altceva în Parlament. Mă rog, a decis ceva la Da, guvern dar și în nu, Parlament asta e a votat altceva. autoironie, la acel nivel nu se face. Da. Sunt PSD și PNL condamnate să guverneze împreună și în 2024? Problema că da, nu o să le ajungă să guverneze, va trebui să mai ia și pe alții. UDMR. Problema e că s-ar... UDMR, clar, temerea mea e să nu fie nevoie să ia și USR-ul, adică să aibă aur atât de mult încât să fie toți într-o parte la guvernare și au la opoziție în partea aia. Așa de mare să fie aurul, adică pe la 30%? Nu știu. Nu știu, acum e la 22, dar vedeți că aici e spirala tăcerii în care mulți votează cu Da, aur și s-ar nu spun putea că să mai votează cu crească. aur, pentru că i-au încercat pe toți, da? Toți au dezamăgit. Uite ce oameni au, pe cuvântul meu, adică... Deci toți au dezamăgit și atunci omul din frustrare este foarte posibil să voteze un partid populist care n-a fost la guvernare. Da? Și noi avem acum două partide populiste în afară, în Parlament, da? Aur și USR. USR a fost la guvernare, A nu mai fost, poate aurul n-a atrage fost, voturi. Da? într-adevăr, așa este. Da? Celălalt partid populist a rămas aur.
Ei au cam aceleași metode populiste de a... Nu zic că ceilalți n-ar fi populiști. Marcel Ciolacu e cel mai elocvent exemplu. Dar ei sunt populiști inclusiv prin acțiuni extreme. Și atunci, adică Din cu stradă. telefoanele pe stradă și cu un Da. parlament și cu Da. da, E agresați. un alt Da, populism mai da, contundent, deci este într-adevăr. un populism mai contundent și da, și ăsta e adică genul de populism care are metode activiste. Da? Deci nu numai și politicieni, și activist. Da? Astea sunt metode activiste. E, și revenind, AUR este singurul partid care, nefiind la guvernare, își permite să spună, domne, eu vreau să schimb, eu pot face altfel. Celelalte nu pot să spună asta. Începând cu USR-ul. A fost la guvernare, n-a făcut nimic, ba a mai și plecat ca un copil care și supărat și a luat mașinuțele și s-a dus acasă. Da? Cam așa a plecat USR-ul. Asta vis-a-vis de Asta arată maturitatea imaturitatea politică. politică. Într-adevăr, Da. da. Ultima întrebare înainte de a ne lua la revedere. Este sau nu România stat eșuat? Începe să fie. Începe să fie. Începe să arate. Începe să arate. În regulă. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost o bucurie să te revoi și să discutăm. Mulțumesc Cu pentru la mare drag, fel. când vii pe la Constanța, te așteptăm și în studio să mai discutăm împreună. Cu mare plăcere, că vin cam o dată pe lună, așa vin Constanța, cam așa am și acolo niște lucruri administrative de făcut. Ești deja invitat într-o altă emisiune aici când mi-ai venit la Constanța și de ce nu și la o cafea. Mulțumim pentru prezență încă o dată în emisiune. Atât pentru astăzi. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Doamne ajută tuturor!